Salutare, salutare la toată lumea. Bună seara. Bună seara, chat. Mamă, câta lume, frate. Vai, da, câta spam acolo. Pe cuvânt, chiar vă mulțumesc frumos. Chiar vă mulțumesc frumos, bine ați revenit. O, dar ce ciudat este să nebunez. Deci, joc pe o harta Indoneziei. Am văzut-o astăzi pe ETS2.net și am zis, frate, dacă hai să o încerc, că oricum Traxbook-ul nu merge. Și am zis, hai să încerc o hartă odată, că e momentul, zic eu. Și ia uite, frate, cum m-a dat. E cursă rapidă, e prima. Și am de făcut deja 400 și ceva de kilometri din prima cursă obligatorie. Mi se pare un pic cam mult, înțelegi? Am ales ca primul camion, hai să fie un Mercedes, că un Mercedes, cu gândul la Mercedes, să fie un Renault. Băi, frate, dar nici chiar așa. Da, e prea jaf, prea știft. Mamă, dar de ce e nasol, frate, să stai așa în cabină, să nebunezi dacă nu. Hai să o accelerăm, ia auzi, turbo, auzi cum suflă, prinde aer fals. Dacă o să mai fac convoaie cu abonații, categoric, o să mai fac din luna februarie. Discutăm despre treaba asta. Mamă, ce mare combina asta. Nu, dar e senzația aia. Deci prima oară când m-a dat așa, prima oară m-am uitat în dreapta. Ce borcane am acolo, frate? Dita mai oglinzile, zici că-s borcane, nu? Că... Deci pe cuvânt, adică nu cred că am oglindă așa de mare la baie. Ești nebun? Deci deja sunt invidios. Dita mai borcanul de oglindă. Ia uite, frate, niciunul nu poartă mască. Ia uitați-vă. Vedeți? Distanțare socială. Ce distanțare socială vorăște? Uite, pe aici prin Indonezia toată lumea e liberă. Face fiecare ce vrea, ești nebun? Stai că acum am observat că am o oglindă sus. Băi, ești nebun? Băi, oglinda aia am uitat să o scot. Gata, uite că am scos-o acum. Nici n-am băgat de seamă. Defect stricat. Corect, trebuie eșapat. Acum nici nu știu cât e limita, 50, nu? Că acum mă uit și eu, limita e de 50 aici, că suntem în localitate, dar cred că tot drumul o să fie o localitate. Ca la piatra? Eu am prima oară mă gândesc ca la piatra. Piatra Neam? Ce naiba? Dar nu, e ca la piață. Te salut, Octavian, salut, Romeo, salut, Ionuț, Not, Micuțu, Mihai, Cosmin, Andrei, Dareal, Bubu, vă salut pe toți. Nu merge, dar înregistrează cursele. Ok, eu am crezut că nu funcționează și am zis că nu mai fac curse, că și ieri, aseară am făcut, cum se cheamă, o cursă și n-aveam Traxbook-ul deschis și m-am enervat. Că eu știam că trebuia să pornească mod auto. Mamă, ce aproape am trecut de ăla, mi-a stat inima în piept, ia uite. Băi, frate, dar voi știți că eu înghit în sec acum. Deci am o senzație de genul când îi văd pe ăștia cum trec așa razant pe partea asta pe lângă mine. Eram învățat pe partea aia altă să-i simt că vin, știi? Acum pe partea asta e ciudat rău. E nasol, te ia cu amețeli. Vârtejuri, vârtecușuri de alea. Te salut, Torino, te salut, Cezar. Nu știu dacă necesită DLC-uri, mă jur. Uite, asta nu știu să-ți spun. De obicei eu nu prea citesc descrierile, de ce să mint. Eu le descarc și le instalez, na. E easy pentru mine. Dacă am toate DLC-urile, știi, nu văd ce impediment să am, știi? Da, pe cuvânt, zici că e România direct pe aici, atât. Corect. Așa se toarnă și la noi asfaltul, mai mult pe pământ, așa, direct pe pământ. Te salut, Cătăline. Mamă, stai că mă uitam în chat, ești nebun? Oh, pârțac. Unde te duci? Răspunde la mesaje, ok. Unde mi-e telefonul? N-am telefonul la mine în cameră ca să-ți răspund la mesaje. La mesagerie, ca să zic așa. Mai este puși Indo și Indonezia. E, cum se cheamă, Indonezia... E trecută, exact cum se cheamă, harta în titlul live-ului. ICRF, ceva de genul, ICFR... E CFR, frate. Indonezia. E ceva de genul
Indonezia Country Road și vine la Fever, ceva de genul, așa parcă am citit că se numește. Pe Iberia? Na, frate, n-are cum Iberia să arate așa de bine. Ești nebun? Deci, nu știu dacă o să vezi tu prin Iberia drumuri fără parapeți. Ia uite-l pe ăla, bă, ești nebun cum circulă ăștia pe lângă mine. Mai degrabă prin România urbană. dar știu că are Payware mod, nu știu ce e aia, dar real, habar n-am. Cum poți să bag modul cu mașina în ETS2? Exact cum l-ai luat, așa-l și bagi. Când testez Romania Map by Alexandru 03, nu mai testez niciodată harta aia. S-a lansat Iberia? Nu, din câte știu încă nu s-a lansat. Da, Romeo, aceasta este 1-1. Deci ăștia 400 de kilometri în cât timp ar trebui să-i fac? Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? 400 de kilometri? Asta înseamnă 4 ore. Ce 4 ore? Bă, ești nebun la cum merg eu cu 50 la oră pe aici, atât 8 ore. Bă, e un drum spre Cluj. Ești nebun? Da, dacă pui Suceava Cluj... cam pe acolo ești, 400, în fine, dacă ocolești noi prin, cum se cheamă, prin Vatra Dornei, dacă o iei pe la Târgu Neamț, pe acolo, partea aia, uite că ajungi la 400 de kilometri. Da, Romeo, corect, tu-ți dai seama ce cursă mi-au dat ăștia de 400 de kilometri din start, așa, ia-ți-o, frate, mi-a tuflit-o. Băi, sper că nu e 1-1, să nebunesc dacă nu, 400 de kilometri. Dar hai să ne uităm la ceas. Hai să vedem dacă timpul trece real. Hai că a trecut un minut deja. Hai să vedem dacă timpul e real și kilometrajul la fel. Băi, sper că nu e 1-1. Uite, eu asta n-am băgat de seama. Băi, nu se învârtea cu de la kilometri. Băi, stai că era să fac accident aici. Paste 4. Băi, ești nebun. Deci nu-mi vine a crede, nu se mișca acolo la kilometru. Ia să vedem aici. Câți kilometri am făcut cu el? Dar de unde, dracu, să știu? La asta chiar nu știu. O, te salută, driver. Ajungi mai dimineață când ajung, mă duc eu la muncă. Băi, frate, dacă ați țipesc, mai țipați, mai faceți ceva. Mă treziți, da? Ca să nu o iau pe arătură. Băi, 400 de kilometri, dar câți kilometri are harta dacă prima cursă obligatorie care ți-o dă ei, deci e random, frate, are 400 de kilometri. Deci prima cursă obligatorie de 400 de kilometri, ești nebun? Pe o hartă de, pe scară de 1-1. Băi, nu cred că mi-a băgat atâția kilometri, ești nebun? Ia uite, 400, de au trecut 3 kilometri, 4-5 kilometri de atunci? Băi, îmi dă sângele pe nas deja când mă gândesc la treaba asta. Băi, e nasol dacă e pe 1-1. Cursa asta fac 5 live-uri din ea, ești nebun? Pe puțin 5 live-uri. A dracului, dar timpul parcă trece mai repede. Băi, timpul ăla nu poate să se blocheze în loc, să rămână numai zi? Salutare, Andrei. Te salută, Bence. Te-am supărat? Păi eu cu ce te-am supărat, frate? Să fac puste externe, n-ai cum. N-ai nicio șansă. Cumpără jocul și o să ai șanse. Dar cu jocul piratat să joci și legal cu dânsul, nu. No. Să mai faci și eventuri și să mai intri și pe multiplayer dacă e până la urmă. Te salut Gianni, salutare Mihai, te salut Cosmin. Cătăline, acum vorbind de faza cu fetele au nevoie de tată.
v-am zis că fiica mea mi-a tras un anul și mi-a spart sacada, nu? Băi, frate, deci am ajuns la codul de culori. Deci eu am cod de culori pe un ochi. Acum e roz, frate, ochiul. Băi, e roșu cu roz ochiul. Ieri eram ovaliu, ceva de genul. Acum se face spre roșu. Deci mâine sunt și eu curios ce culoare o să am la ochi. Mă jur, deci ochiul meu își schimbă culoarea pe zi ce trece. Se transformă în altă culoare. Deci mă jur, când închid ochiul și mă uit în oglindă, mă sperii eu cât de urât arată ochiul ăsta meu. Și a fost doar o simplă jucărie trântită în ochi. Arcada e ok, adică n-a trebuit să o cost, nu nimic, asta e, o belitură. De să-l vedem, lasă-mă, lasă așa. Lasă o brecă, merge și așa. Te salut, Mihai. Sunt doar trei orașe, da, și s-ar putea ca eu să trebuia să ajung la unul dintre ele, nu? Mă simt ca la sat. Păi să știi că parcă acolo sunt. Umbli mascat. Păi, na, cu un ochi ce să fac, frate? Nu mai văd bine. Se zbate. Nu este în descriere. Sebi, o găsești pe ETS2.lt pe prima pagină. Titlul hărții e în descrierea live-ului. IKRF-ul ăla. Oare să mă bag să depășesc? Băi, frate. Eu m-aș băga. Băi, dar n-am cum, că vin turcaleții ăștia sau ce dracu să ăștia, musulmani ăștia. Sau ce să ăștia, mă, din Indonezia. Budiștii ăștia. Chiar ce religie au ăștia? Știe cineva să-mi spună? Nu-s pocăiță, asta sigur nu-s pocăiță ăștia, mă, penticostal, nu? Băi, nu pot să depășesc, acum vine curba asta. Uite, frate, dacă mă băgam aici, muream. Aici muream. Prima cursă deja era anulată. Cu bilet de ordin ajungeam la salvare, ești nebun? Mamă, dar multe mașini de poliție pe aici, atât. Hinduși? Islamică. Ok. Și cu ce e religia aia? Cu ce se mănâncă? Bă, ești nebun. Acum a venit și ăsta din față. Firea aia, dracu, ai ieșit și tu acum la treabă, cică. Deci, să mă ajute cineva. Vreau să fac o depășire și nu pot. Adică dacă stau în curul ăștia cu 50 la oră, adică chiar nu mai termin harta de jucat, ești nebun. Ia uite. Unde dracu? Iar acum nu am vizibilitate să depășesc. Și uite, acum dacă dau, dar stai că e linie. Îmi vine din față, uite, v-am zis. Băi, deci nu ai posibilitate să depășești pe harta asta. Băi, firea dracu că-l bag pe ăsta în șanț, ești nebun. Deci nu mai am răbdare cu el. Eu o să stau în curul lui și când prin momentul, poc, am și plecat. Mă jur dacă nu. Deci cum prin momentul, cum am plecat? Uite, aici e momentul. Aici e momentul. Îi dau blitz la ăla să oprească. Da, căcat. Ți-ai găsit. Schimbă traficul. Nu, frate, las că e bine așa. Uite-l, mă, cum vine. Băi, frate. Deci nu vine a crede cum vine. Ia. Da, căcat. N-am suficient de maraj. Ia să ne dăm un pic mai așa. Acum ai, tătică, acum ai. Georgică, te bag în șanț, asta e. Ori eu, ori tu. Ori la bal, ori la spital. Frate. Bă, pietonul, firea, drag, copacul. Da. Am comis-o, nu? Uite ce băia fain, gata. Uite-l și pe ăla s-a oprit din partea aia altă, gata. Băi, frate, m-am urcat pe unul. Deci,
ștergeți, ștergeți, live-ul ăsta nu va fi salvat, aici a fost o tragedie, n-am vrut să o filmez. Deci vă rog frumos, nu sunați la știrile Pro TV, că a trecut ora 5, de-abia mâine la ora 5 o să puteți să vedeți întreg filmul, cum s-a derulat acest accident. Deci până mâine la ora 5 nu mai aveți voie să vedeți nimic aici, nebun. Da, da, Gabi, e mic rău, nu ocupă mult. Tirul meu preferat, Renault, frate, uite, Renault Premium, ăsta-i rupe, frate, rupe tot. Frate, stai acolo că te calc. Gata. Sorry, Micuțu, îmi pare rău, Micuțu, n-am vrut să te ating, să mor dacă am... Micuțu, nici cu oglinda te-am atins, să mor. Așa de sensibil ești, Micuțu. De ce mai este Micuțu pe live? Băi, Micuțu, n-am vrut, mă, omule, mă jur, cu oglinda. Deci să mor, tu acum dai vina pe mine că te-am atins? Frate, a fost doar o simplă atingere cu oglinda, uite. Uite, nici în oglinda nu mai văd bine cu un ochi. Exact cu ochiul stâng. Băi, ești nebun. Te salută, România. Băi, și era să fac depășirea cum trebuie, dacă nu-l atingeam cu oglinda. Ce depășire? Dar, băi, nu sunt învățat, frate, cu volanul pe hată, ești nebun. E exact pe al doselea și din cauza asta nu mă pot obișnui. Bă, e da dracu și ăla când vine. Băi, frate. Te salut, Codruț. Băi, ce-a fost asta? Am luat indicatorul cu oglinda? Băi, frate. Deci oglinda aia îmi poartă ghinion. Deci la sfârșitul live-ului vă dau... Deci o să fac o extrage giveaway, dau oglinda aia de acolo, că îmi poartă ghinion, frate. Mă bagă numai în șanțuri, numai la pagubă. Ești nebun? Nu, mă lipsesc de oglinda aia. Băi, și acum am zis, bă, au trecut două... De obicei trec câte două mașini, am zis că acum mă bag în depășire. Dar de unde? Că a venit și a treia. Na, îl fac. Fii atent că îl fac pe ăsta. Băi, nu mă las, pe ăsta ți-l fac. Iar arăt eu ce înseamnă să fii șofer de romanii. Băi, uite că am pierdut demarajul, ești nebun? Nu vine nimeni. Băi, ăsta de unde a apărut? Băi, salam aleikum. Băi. Băi, ce... În fine, l-am făcut urât la faza asta, recunosc. Mai colpa. Deci recunosc. Da, de acum o să vedeți numai depășiri exemplare, a la carte. Deci cum scrie manualul de istorie, așa le fac și eu. O să vedeți, haideți că vă învăț eu cum se fac depășiri. Le uitați, vedeți mașinile astea? Băi, nu depășiți în curbă. În curbă, chiar dacă nu este trasat, e linie continuă. Deci e linia imaginară. Deci tot timpul trebuie să vă luați reper ca linia imaginară. Deci, haideți să vedem acum. Vedeți? Una din alea două, sigur, va intra așa. O voi depăși. Regulamentar, legal. Din boscheț a apărut. Dar să mor că nu știu de unde a apărut ăla albastru. Doar m-am uitat la drum, dintr-o dată îl văd pe ăla în fața mea. Băi, vine. Am pierdut demarajul. Uite, acum îl făceam. Dacă aveam demarajul, îl făceam. Făcea spume la gură, Gagiu, exact ca laptele din spate, știi? Se umpla de spume. Deci, apropo, să nu beți lapte de Indonezia, că e zbătut de ăla rău de tot. Uite, depășire, băi, frate, ce depășirele, băi, dar de ce ating mașinile? Băi, eu nu înțeleg de ce ating mașinile alea, de ce le bag în șanț. Poate să-mi explice și mie cineva, uite.
mă jur, eu după mine, cum aproximez distanța, știi, distanța, lățimea mașinii, eu tot timpul ziceam că trec razam pe lângă el. Sau la o distanță cât de cât sigur, adică să nu o ating și de fiecare dată o boțesc. Mă jur, deci nu-mi place. Nu poate să facă harta pe dos, adică invers, normală, europeană. Hai că dai faliment până la destinație, dar ce, mi-a bani? Băi, ăștia mi-au umblat la bani? Chat. Poate să deruleze cineva live-ul? Cu câți bani am început live-ul? Nu, serios. 1-1 am înțeles, Tudor. Dar la bani e 1, tot și la bani, 1-1, frate. Ai atins 1, l-ai plătit de nou, știi? Chiar să se uite cineva, frate, cu câți bani au început? Ăștia mi-au băgat mâna în buzunar? Că eu n-am dat nimănui nimica. Că dacă fac de astea, mă supăr, pe cuvânt. Nu se face de astea, mă. Trimit să amenza. Da, Eva, așa-i, nu? Trebuia să-ți cumpăr ție jucările de banii aia. Gume turbo. 2000. Da, e clar, m-a făcut la bani. Dar mă jur, eu unul de aici, eu n-am răbdare, frate. N-am răbdare cu traficul ăsta. Uite cum merge individul din față, ești nebun. Deci tipul ăsta, din fața mea, e troller. E troller de meserie, să mor. Băi, defecțiune motor. Ăștia au servis pe hartă? Știe careva? A văzut cineva servisul pe la ăștia? Sau rămân și fără camion dacă mă duc acolo? From India? Haide, frate, vine? Hai că vine, băga-mi aia-și piciorul. Da, Eva, vine, nu pot să depășesc. Da. Na, eu încerc, Eva. Da. Ce să fac, uite, nu duce camionul. Mă împingi tu, Eva? Da, mă ajuți tu? Nu e realistic în Indonezia conduc ca oamenii nebuni. Păi eu o să-l. Uite. Băi, unde te bagi? Deci mă jur, am vrut să fac și eu depășire și atunci nu mi-a ieșit deloc. Uite. Băi, frate, câți bani mi-a luat ăsta? Stai că trag pe dreapta, ești nebun, câți bani? Sau nu mi-a luat bani? Mai am tot 1400, nu? Chat, mi-a luat bani? Băi, stai, să văd dacă am opțiuni. Mod de joc. Simulare oboseală și contravenție. Asta nu există, frate, să-mi dea banii înapoi din urmă, mâncați așa frățelul tău, fac contestație. Deci, să țineți minte, eu fac contestație pentru amenzile primite. Deci nu lăs niciun cent, frate, să-mi ia. La muncă, frate, nu l-am întins mâna. Știi ce zic? Eu muncesc de banii aia, nu ca să le plătesc lor bunăstarea. Aia e zero, aia am vrut să au și eu. Păi, știa că o contest. Păi eu sunt nevinovat oricum. Că mă duceam în râpă, ești nebun. Dar, sincer, chat, facem chetă? Băi, facem chetă. Băi, să traseze drumul, frate, să-l marcheze. Băi, ești nebun, măcar mijlocul drumului, să știu și eu dacă mă încadrez pe bandă sau nu. Păi, uitați-vă, mâncați așa frățelul tău cum merg eu. Na. Uite. Păi eu știu, frate, care e mijlocul drumului, ești nebun. Păi normal așa ar trebui să merg. Uite așa. Să am o leacă de asfalt aici și o bucată aici. Știi? Uite așa. Ia să vedem, e ok? Uite, ăia cam înghesuit săracii pe partea aia. Cam înghesuit, dar na, ce să le fac, frate?
Așa, fă show cu accidente. Uite mâncața și uite, când am zis că fac chetă să le trasez drumul, uite, uite ce să vezi, frate, că au trasat drumul deja. Vezi, mă, că se poate, vezi că se poate. Eu am zis, numai că trebuie să te rogi de ei, trebuie să insiști. Uite, ziceam de parapet, nu? Ia, uite mâncața și frățelul tău, că au găsit o bucată de sârmă să lege, cum se cheam, betoanele alea, vezi? Uite, acum e altceva, frate, deja mă simt în siguranță. Nici nu știu cum să-ți spun, adică fac pe mine de frică. Ia uite, parapet, frate, uite, beton, beton armat, dar în fine, e bun și ăsta. Adică nu te duci mult după mașină, atâta tot. Acolo te-ai oprit, în betonul ăsta. Octavia, mulțumesc frumos de like. Eram să ating mașina de poliție, da, astea sunt iluzii optice. Am vrut să-i sperii să văd dacă iau vreo măsură. Dar nu, ai văzut că se așteptau. Eu zic, dita mai camionul, frate, cum vrei să iau curba aia? Eu nu mă încadrez pe banda asta minusculă, frate. Asta e bandă pentru motocicliști, nu pentru camionagii. Le-a intrat asfaltul la apă, ce dracu, plouă cam des pe aici, bănuiesc. Băi, firea aia, dracu, că... Uite, bă, băi, 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 zici că-ți vorbiți, lua aia, dracu, să ia, băi, când să fac o depășire. Bă, o depășire nu mă lase. Ia uite ce coadă s-a format pe aici. Dar ați văzut așa trafic? Nici măcar România n-are trafic de ăsta, ești nebun? Am fi vrut noi să vedem așa ceva prin România. Dar de unde? De unde atâtea mașini? Numai prin oraș se circulă așa. În afara orașului bate vântul, e pustiu. Zici că nu mai este motorină în țară sau benzină. Gata, băi... Băi, nu vine nimeni. Băi, nu vine nimeni. Băi, ești nebun. Băi, firea aia, dracu, să fiți voi. Păi pe unde s-o iau? Că e stâlpul, mâncața sufletelul tău. E stâlpul pe partea aia. Da. Asta înseamnă o depășire safe, frate. Altfel de depășire eu n-am reușit. Deci nu am reușit până în momentul de față. Chat, cât timp a trecut? Că am făcut 100 de kilometri, ia de rulați live-ul de la început. Câți kilometri aveam sus? 400 și cât? Hai că harta asta nu e pe scară de 1 la 1. Că a trecut mai bine de o oră de când am început live-ul. Să-mi spuneți și ora când am început. Cât arăta? 10 și cât? Că văd că e ora 1 deja. În 30 de minute ai parcurs 70 de kilometri. Sunt bombardier de meserie, frate. Bombardier de meserie. Aia, frate. Știu să fac kilometri. Știu, îi fac eu pe ei, nu mă fac ei pe mine. Eu v-am mai zis treaba asta, dar voi n-ați băgat la cap. Eu o să vă repet. Paste 36. Ia, uite-l mâncați așa, frățelul tău. Vezi? Rup asfaltul în două. Rup, dau cu el de pământ. Ce să mai... Eu sunt king of the road, ești nebun, am cucerit toate drumurile. Ia uite-l, frate, ia uite ce se duce. Mă, Renault-ul ăsta e bombardier și el. Ești nebun? Ia uite-l. Stai. Ok. Stai că i-am prins pe ăștia din urmă. E poliția. Chat, cum procedez? Vreau să depășesc. Dar e mașină de poliție, ce fac? Deci avem mai multe metode, mai multe opțiuni, ca să spunem așa. 1. Îl bag în șanț. 2. Aștept momentul propice și îl depășesc regulamentar. Practic imposibil, dar în fine. 3. Mă opresc, trag pe dreapta, fumez o țigară și plec după o jumătate de oră. 4. Ce să fac? Deci 4. Dați-mi și opțiunea 4. Ce aș putea să fac, frate? Să-i dau flash-uri, nu? Și clansoane, ea. Aia, frate, uite că funcționează, ești nebun? Ferea, frate, Suceava vijelie la volan pe sistem. Ferea, mâncața și frățelul tău. Hai că mi-ar siguranțele la clansoane, ești nebun? Îmi ia foc la camionul. Ia, băi, frate...
Uite mă că puteam să-l depășesc aici, te mâncați a sufletelul tău. Și îi dau. Gata, frate. L-am făcut, frate. N-a pornit girofar, n-a pornit nimica. Deci l-am făcut pe sistem. Ești nebun? Deci, clar, mâine invitat special la noi Fernando de la Caransebeș să ne cânte o melodie, dedicație specială pentru toți fanii mei care sunt ei. Deci mâine Fernando, da? Îl caut diseară pe Fernando să văd ce mai face, poate n-are concert. Știu că e un om foarte ocupat, Fernando ăsta. Ia să vedem, poți să joci împreună cu cea de la Promon? Nu, e stand-alone asta. Trebuie să crezi profil nou, să renunți la Europa și să adaugi numai Indonezia. Te salut, Adriane, te salut. Ia uite ce-i dau, frate, la camion, mă. Deci Renault e bestial cum se comportă pe harta asta. Vine ceva, nu vine nimica, frate. Delivery boy, atât tot. Mamă, zici că mi-a stat inima în loc, frate, când am pus frâna. Berebi, salut. Uite bine pe aici, în șanț cu el. Nu pot să ajuta cu ceva, te rog, spune Francesco. Ia să vedem. Cum mă cheamă pe mine în viața reală, Ștefan? Uite, deja Adrian a răspuns și el. Te-ai obișnuit cu volanul pe dreapta? Nu. Nu, niciun caz. Ce trebuie să fac să am misiuni pe Islanda după lupte seculare? Ar să intru și nu am curs în zona aceea. Păi te pui la somn, dai, dacă nu dai din consolă timpul și vezi dacă îți generează curse după aceea. Ceva, de ce nu mi se pun kilometri pe Traxbook? Pentru că Traxbook-ul e picat. Am zis la începutul live-ului că am vrut să intru pe multiplayer, să fac kilometri, dar Traxbook-ul e offline. Offline-online sau cum era. Online-offline. Ho, ho, ho. Oi, frate, că am intrat în elicea lui ăsta, ești nebun? Haide mă, mișcă că nu ți-am făcut nimica. Ia uite, poliția, de-aia a pus frână, mă. Ia uite câtă poliție aici, te e filtru. E filtru, frate, ia uite-te. Uite, razia poliției. Uite, operațiunea, frate. Băi, dar de ce dracu m-am izbit aici, te? Stai puțin, frate, că am dat cu capul de ceva. De poliție, frate, de căpălăul lui. Ce cap tare are, băi, ești nebun. Băi, dar exact, am dat în polițist, mă. Băi, ăsta nu e ultraj? Băi, ești nebun. Băi, și cum am lovit de el, mă. Băi, e de stâncă, mă, e de beton, ești nebun. Uite, mă, băi, dar nu vrea să meargă camionul. Uite cum face. Băi, crengile de la copac, mă gândesc. Băi, hai să mai facem o manevră, ești nebun. Ia uite, frate. Băi, dar stai că eu nu merg pe drumul care trebuie. Băi, dar de ce nu spune nimeni, frate? Să mă uit pe GPS, ești nebun. Vai. O întoarcem aici, iată. Da, poliția m-a oprit. N-am voie să circul, ci că camionul nu corespunde. Marfa, nu, n-am factură pe ea. N-am plătit drumul, taxa de drum, ești nebun. Băi, dar arată frumos, n-ai ce spune, Renault chiar arată foarte bine. Ia uitați-l. Șoferul e un pic paralel, dar nu-i bai.
Stai să-mi pun și eu harta aia, să o văd mai bine, ești nebun? Uite așa. Ah, când am început și eu să mă învăț, frate, ce să vezi, că am greșit drumul. Te salut, Valentin. Ceavaro, e Superman, bună seara, casual. Când intru pe City Car Driving, nu mai apar volane la mașini, că niciun joc l-am cumpărat. Nu știu, nu știu, că l-am mai jucat de mult City Car Driving. Gen de luna trecută nu mi se pun deloc, și-a făcut update, cum se cheamă, Traxbook, aplicația de la Traxbook. Luna trecută și-a făcut update, dacă nu ai instalat versiunea nouă de Traxbook, atunci cu siguranță nu o să meargă. Deci, clar, fă un update. La aplicație, downloadează-o din nou. Te salut, Valentin. Bagă modul cu mâini. Nu, frate, că eu cu mâinile alea mi-am făcut o treabă, știi ce zic? Băi, care nu și-a făcut treaba aia nu e bărbat. Băi, pe bune acum, ai, chiar vreau să vă desenez. Eu mâinile alea le folosesc în alte scopuri, pe sub volan. Băi, sunt mâini pricepute, deci... Știi ce zic? Băi, am atins acoperișul la unul, ești prost, am plecat cu tot cu acoperiș. Băi, mâinile alea am alte treburi cu ele, deci luați-vă gândul de la ele. Am ceva probleme cu mine? Ai ceva probleme cu mine? N-am probleme cu niciunul, frate. Tu ai probleme cu mine, după cum se pare. S-a pus pata pe mine. Să mor dacă nu. Mai un pic și mă e lași la bătaie. Când ajung în port, sunt... Ai pățit? Nu pot trece cu barja? Parcă odată am pățit treaba aia, dar nu... Așa a fost atunci. Te salut, Medric. Salutare, Marian. Băi, cum îl depășesc pe ăsta, chat? Dar nici așa nu văd nimic, ești prost? Uite, de bea așa. De bea așa pot să văd și eu peste el. Da, nu, frate, așa nu e realistic. Uite așa. Bă! Băi, 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 frate! Băi! Oh! Băi, ești... Vrut ca mă, ca prost. Băi. Băi, ești prost. Ce-a fost asta, mă? Ia uite-l pe ăsta, l-a băgat direct în șanț. Ești nebun? Da, mă, ce directă, frate. Băi, dar nu pot să mă spamez. Ești nebun? Fii atât cât te trec. Hai, treci, dracu. Și tu, și tu, și tu. Gata. Eu v-am zis că... cum se cheamă? Renault e tank? Te-a răsplătit el? Băi, ești nebun. Daniel, live-urile următoare o să intru. Bună, Winners. Am pierdut o leacă de ulei. Motorina nu, motorina n-am cum să pierd motorină, ești nebun. Deci motorină deloc, o picătură nu s-a vărsat de motorină. Am verificat la Jojo, ești nebun. Să mă uit după un service. Băi, să știi că și asta e o treabă. Dar unde să mă uit, Sorine? Unde să mă uit după service, mâncați așa că nu știu să spun. Ia uite, frate, că intru și în depășire, ești nebun? Și nu depășesc una, nu depășesc două. Depășesc trei chiar. Băi, 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 și frână, 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 frână. Băi, 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 ia uite, ia uite-l, frate, ce merge, mă. Bă, ăsta este Renault. E visul oricărui camionagiu, frate, să facă treburi de genul. Nici cu mașina mică nu faci, ești nebun? Ia uite-te. Deci am tot timpul din lume, frate. Pot să completez și un rebus, o integramă. Te salută, albaneză.
Dai o părere despre nouă MPC? E bombă, frate. E bombă cu fitil. Cam roșu camionul meu? Na. Nu, e paint-ul. E paint-ul, frate. Așa am făcut eu paint-ul. Alb sus și roșu jos, partea de jos, vezi? E super mișto. Ai încercat vreodată să-ți faci în două culori camionul? Deci ăla de sus, acolo care te uiți tu, lângă treptele de viteză, e culoarea camionului, cum e vopsit. În două culori. Te salut, Alex. Băi, vine? Bă, vedeți după colț? Bă, vine. Stăm pe banda noastră. AMD Ryzen 3 2200. Așa, cu 1050 Ti-ul. Bă, e bun, e bun. Cu 1050 e blanao. 1050, crede-mă, e foarte bun. Mai ales pentru Ryzen 3 e perfect. Pe cuvânt, eu așa zice. Eu așa și mi-a face calculatorul, cum ți l-ai făcut și tu. E low budget și super, super mișto, adică e, nu dai mult și e super bun. Da, 1650 ăla de câți giga e? Dacă e de 4 giga... Deci deja la un i5 ar trebui să mergi pe un 1060, adică pe o placă de 6 GB RAM. Din punctul meu de vedere, desigur. Nu că nu merge și un 1050 sau cum ai zis tu, 1650. Merge, dar dacă nu e de 6 GB, tot aia e. Voi da pământ înapoi? Da, categoric. Da tot înapoi. Ai fost prin acest canal? Păi, miroase, miroase, să știi, albanezul. Chiar miroase că ai fost prin canal. Pe cuvânt. Deci, fără supărare. N-am vrut să zic căpuț, dar miroase de la tine puternic. Salut, ceva de mult nu am mai intrat pe live. Să-ți fie rușine, Prodan. Te salută, Luciane. Am vrut să fac o depășire aici, atât de bine când am făcut-o, când mașinuța aia mică n-am văzut-o. Câți kilometri mai am chat? În cât timp îi fac? Faceți rapid, scoateți o hârtie pe bancă, sau unde sunteți voi, e temporal, frate. Dacă de la 436 de kilometri i-am parcurs în 44 de minute, 270 de kilometri, în câte minute îi voi parcurge, da? Vă rog frumos să aflați-mi necunoscuta. Aveți 10 minute la dispoziție, să-mi spuneți. A? A? Ia să vedem, frate. Hai să vedem pe care rolesc corigent. Pe cuvânt, ce corigent? Că cineva o să vin, o să repete anul. Dar tu nu ești albanez? Tu ești ungur? Nu, serios, că eu nu-l mai înțeleg pe gagiul ăsta. Nu, pe cuvânt, adică s-au zis multe despre unguri, dar... Pe cuvânt, adică acum chiar îmi schimb impresia total. Vreo 2 ore, 80 de minute, 23 de minute, 23 de minute pe naiba, frate, dacă eu în 44 de minute am parcurs, cum se cheamă, 200 și cât, și 10 km, mai ales acum la 200 și clar, mi-a mai mult, mi-a o oră. Ce am făcut să, am greșit drumul, dar ce mai era alt drum? Băi, mai era un drum? Stai puțin, frate, că dăm pe hartă, ești nebun. Cum să greșesc eu drumul? Ba, n-am greșit drumul, mă, omule. Uite, pe aici am venit. Băi, ești nebun. Uite, am plecat din Rașnovară ăla, frate. Și trebuie să ajung la Suleiman Pașa acolo.
ce drum greșit, mă? Băi, dar nu mai am niciun moderator pe aici, atât. Ceva, dacă sunt nivel 0, cum fac să-mi bag mașină? N-ai cum, n-ai cum, Andrei. Trebuie să crești în level. Dar eu zic să-ți descarci Need for Speed, City Car Driving, dacă vrei să joci cu mașini. Chiar. Chiar să-mi atrageți atenția, cum se cheamă, unde găsesc un, cum se cheamă, un service să repar camionul. Nu știu dacă mi-a ajuns banii, dar în fine. Face închetă, știi ce zic? Fiecare să se uite după mărunții și în buzunar câți bani are, strângem pe toți, să scrie în chat fiecare cât pune. Să văd ce sumă strângem. Hai pe bune acum, nu fiți bulangii. Ia uitați-vă câți bani aveți în buzunare, scoteți-i pe masă, numărați-i și îmi spuneți ca să văd cât pot să repar din ea. Eu pun un ca, ia să vedem. Mulțumesc frumos, Romeo. Nu, trebuie să faci level 30, frate. Level 30 direct și gata, am rezolvat problema. Nu știu, frate, depinde de mașină la ce level se deblochează. Acum, sincer, nu știu cu ce să te ajut. Nu toate modurile sunt la fel, înțelegi ce zic? Hai, Edi, mai taie din ele, hai, Edi, hai, nu, hai mai taie din ele, 140 de euro. Nu știu dacă ai văzut 140 de lei, adică euro e mult, frate, e prea mult. Hai să zicem 140 de bani, da? Un leu și 40 de bani. Hai ca să fie mai realistice. Ce părere am despre jocul Fortnite? Băi, Eva, băi, ce m-ai speriat. Pula-i, Doamne. Eva, nu mai... Nu te juca cu aspiratorul. În descriere, ci că e vorba de 1 pe 1, știi? Dar, sincer, nu prea cred. Cred că e 1 pe 2 sau pe 3, ceva de genul. Timpul trece prea repede. Dacă am văzut 140 de lei... Da, erau al mei, i-ai văzut pe undeva. Dacă i-ai văzut, spune să se întoarcă înapoi la mine, că îi caut de ceva timp, nu i-am mai găsit. E 1 la 3? Așa da, așa da, mai cred și eu. Dacă eu mă aud, nu, nu. Pe durata live-ului chiar nu mă aud. Îți dai seama, aud muzica încă, știi? Eva! Eva! De ce ești obraznică? Pe bune, Eva? Cum pun să-mi arăte sus GPS-ul? E mod. E modul ăla de workshop, se numește Mini Mirrors Mini GPS sau ceva de genul. Da, Ioane. Când faceți video cu cum să dai like videoclipului Suceava? Andrei, bună, bună asta. A făcut trică un asemenea tutorial, deci acum eu nu mai am timp să fac. El se ocupă de tutoriale. Câți ani am? Rămâne un mister și pentru mine, nici eu nu mi-am dat seama. Sincer. Ce glume bune ai, Vere. Ai plăcere. Ce e, ce e, bă? Ai făcut buba? Hă? Da, vrei să te pupi, tate? Stai un pic pe profilul meu, cam cu ce oameni când și cu ce oameni colaborez. Edi, ok, mersi. Mersi de sfat. Oricum, eu n-am cum să dau pe profilul tău, știi asta, nu?
S-au adus modificări de la YouTube și nu mai... Înainte se putea, ceea ce mi se părea o chestie super faină, știi? Dădeai click și vedeai profilul omului. Acum nu se mai poate. Din păcate. Da, Eva e fetița mea, da. Are 2 ani și 6 luni, dacă cineva se întreabă. Doar 2 ani și 6 luni. Băi, ești nebun, a prins ăsta 80? Mie că dau kilometrajul peste cap, frate. O să mă pună să dau kilometri înapoi, ești nebun. 90, gata, frate, it's the winner. Deci, pe cuvânt, am spart topul. Am spart topul. Dacă eu în Indonezia m-am apucat să merg cu 90 la oră, sunt zeu. Băi, șmecher de șmecher mafiot, nu s-a văzut ca mine pe lumea asta. Mulțumim frumos, Cătăline. De persoane și 90 ceva de like-uri? A, dar facem 100 amor cu 8, frate. Deci nu, fără 100 eu nu plec acasă. Băi, ești nebun, nu mă dau jos din camion. Până nu văd 100 de like-uri, eu nu cobor de aici. Cum am pus volanul pe dreapta? Nu l-am pus eu, promovări. Mă jur că nu l-am pus. Asta e cursa, prima cursă obligatorie. Înțelegi? Dar poți să pui de setări. Adică când îți configurezi un camion, îți alegi unde să fie volanul. Pe hat sau normal, știi? De aici, pe Indonezia, așa se circulă și îți pune în mod, pardon, în mod automat cabina de Anglia, știi cum îi spun eu. Ce să mai am spart toate topurile, ești nebun? Deci o să vedeți în live-ul următor, Max Infinite o să vorbească numai despre mine, despre like-urile mele, ești nebun? Deci așa ceva n-a văzut neam de neamul YouTube-ului. Chiar vă mulțumesc frumos! Cum să descarc Eurotrack? Prin download, Ioane. Cu ce să te ajut, Andrei? Tu vrei mașini? Frate, sunt jocuri cu mașini. Nu știu de ce nu te joci jocuri cu mașini. Ăsta e un joc cu camioane. Eu am mai zis-o, eu nu vreau să învăț pe nimeni să se joace cu mașinile pe Eurotrack. Că mai fac eu câte un clip, câte o chestie de genul, e altceva, frate. Dar eu nu vreau, eu sunt căpățânat. Deci nu vreau să mă învăț să jucați cu mașinuțe. Doar cu camioane, dacă e. O, te salut, pinguinul, te salut. Cum mă uit așa în cabină? Dând din cap. Uite, dând din cap, Uite, mă apropii. E o chestie super, o. Am modul în descriere. Cei care aveți o cameră web, destul de bună, destul de ok, uitați-vă la al doilea link. E un tutorial de la un tip, de la care m-am inspirat și eu și faceți la fel cum face Gagiu și o să vă meargă și vouă. Ce DLC-uri trebuie pentru mapă? Nu știu, Antonio, pe cuvânt, că ți-aș fi spus, doar nu mă durea gura. Dar nu cred că scrie în descriere ceva de DLC-uri. Din câte am văzut eu, parcă nu e specificat. A, să străiască, Andrei. Dacă am volan, da, Dani. De ce? Merg ca chișatul băului? Na. Așa e drumul. Ce să-i faci, frate? Băi, iar am dat de ăștia cu cisterne. Băi, trebuie să fac cumva să-l depășesc pe gagiul ăsta din fața, pe cuvânt. Ia, nu vine nimeni. Acum mă bag în depășire, ești nebun? Stai că am uitat să iau curba. Băi. Pe cuvânt, acolo a fost greșeala mea. Am uitat să virez. Băi, de ce e periculos pe aici, să nebunesc dacă nu? Na, frate, no, nu, pe tăloacă direct, ești nebun? Deci aici am condus, am aplicat modul șarpe, șarpele. Deci pe cuvânt dacă nu, am condus ca șarpele pe drum. Mulțumesc frumos, Andrei.
Nu pe cuvânt, adică cred că e prea exagerat traficul, așa că o să-l mai scot un pic. Stai puțin, frate. Hai să mai renunțăm un pic la trafic, eu l-am dat pe 3, dar dăm pe 2. Gata, frate. Pe 3 e prea mult. Nu pe cuvânt, adică devine obositor traficul. Uite, așa da. A? Așa să mai tot faci o depășire. Băi, e bine, e bine așa. E foarte bine, ia uite. Băi, parcă vin mai multe mașini din față, ești nebun? Ia uite, m-am dus. Băi, numai mașini, frate, eu l-am dat pe 2, nu l-am mărit, l-am micșorat traficul, ești nebun? Ia uite. Băi, ești prost. Băi, numai mașini, băi. Ia uite. Băi, deci nu vine a crede. Na, mai fă depășiri dacă e. Dacă găseam o mașină în față acum, îmi plângeam amar. Ești nebun? Și vine plouă. Hai că da. Ușurel. Te salut, David. Poți să bagi un mod să ai trafic de mașini? Numai de mașini, nu. Nu. Toate modurile pe care le știu eu sunt cu trafic intens. Dar nici de cum, că numai cu mașini, știi? Sunt și camioane, autocare, de toate. Băi, acum am zis că intru în gagiu, ești nebun? Ia uite ce mă stropesc ăștia, bă. Băi, ești nebun? Băi, trebuie să-mi aprind o țigară, că nu se mai poate așa. Acum se descarcă Eurotrack-ul foarte frumos, Ioane. Mamă, Ioane, nu cu mașini. Băi, ești nebun, nu se oprește. Băi, ești nebun, până aici am derapat. Deci mă jur, până aici am derapat cu camionul. Efectiv v-am virat și nu mai lua virajul. Da, acum mai uite în oglinzi degeaba, frate, că degeaba am oglinzile, că nu mai văd nimic în ele. Mă jur că nu văd nimic în ele. Uite, cum virez, frate. Băi, ați văzut? Uitați-vă cum eram. Uitați-vă cum eram. Uitați-vă cât de mult viram cu cabina, da? Mă jur, deci nu știu ce are, că derapează într-un hal fără hal, fără de hal. Băi, deci acum pe bune, am cauciucuri bune, nu poți să zici că am luat o pinci. E polei pe naiba, BRB. Nu e polei nimica, frate. Nu face acvaplanare, nu face nimica camionul ăsta. Că nu e ploaie torențială. Picură, o leacă. Ești nebun? Nu am deloc aderență. Înțelegi? Deci acum cum face cu banii de repara camionul? Acum l-am stricat și mai tare. De câți ani am ETS2-ul? De 4 ani de zile. Hai să frânez, că după aceea iarăși mai mă lovesc de altul. Nu mă, dar ploaia asta mă deranjează, ești nebun? Mă dor ochii oricum. Ia să vedem noi unde avem... Uite aici, gata. Asta-i, mă. Bă, asta e comanda sfântă. Te salută, Relu.
Gata, a trecut ploaia, frate. A trecut pe lângă noi și noi n-am băgat de seamă că a plouat. Hai, de ce nu merge harta Ungare? Mă arată acolo. Și am profil nou. Înseamnă că ai ceva corupt. Înseamnă dacă îți apare de la început cu roșu, de la salvări și așa mai departe, e ceva. Ori nu le-ai pus în ordinea care trebuie, ori ai un fișier corupt, ori ai ceva lipsă. Din cauza asta îți apare cu roșu de la început, de la bun început. Deci trebuie să verifici exact unde ai greșit. Sau dacă îți lipsește vreun DRC sau ceva de genul, nu știu, zic și eu. Ori nu ești pe versiunea compatibilă, habar n-am. Și eu am mai pățit de multe ori să creez profilul nou și să-mi apară că n-am salvare, n-ai cum să o încarci și așa mai departe. Am mai pățit-o. E o problemă pe undeva. Trebuie să afli care e problema. Ești pe un 39. Cum pot să iau harta de România? Habar n-am. Habar n-am, Ioane, ce hartă vrei tu, dacă ai toate DLC-urile de hartă pentru hărți modate și așa mai departe. Că în general toate hărțile în ziua de astăzi, în afară de harta Ungariei, necesită DLC-uri. Dacă n-ai DLC-urile de hartă, n-ai ce să te mai chinui, că nu, n-ai de unde să-ți iei. Trebuie să te speli. Ok, Octavian, bine că mi-ai spus. Deci Octavian se spală astăzi, mâine cine se spală? Pe cuvânt, Octavian, dar unde te speli? Adică, măcar zine totul până la capăt. Te salut, Petre. Băi, vine mașină, băi, ești... Cred că l-am atins pe individ, de s-a oprit așa brusc dintr-o dată, zici că a făcut infarct. Ai ucis limba română, Ioane. Ai ucis-o, frate. Ce ai făcut tu e crimă cu premeditare. Să mor dacă nu. La baie fac baie. Eu mai fac nevoile la baie. Dar e bine de știu, frate, să nu le încurc. Mulțumesc, Octaviane, m-ai lămurit. Super tare. La baie fac baie. Ionuț, asta mi-a dat de la firmă. Hai să mai conduc și eu altceva. Na, uite, frățică. Mai conduci tu. Tigăi de genul. Auzi cum face cutia. Băi, ești nebun, dar un service n-am văzut pe harta asta. Băi, stai un pic, frate, să căutăm și noi un service. Ești nebun? Să dăm cu zoom. Băi, un service nu este, mă. Ia uite-te. Băi, voi vedeți serviciul? Uite-l, mă. De pe la destinație, ești nebun? Dar am avut service pe aici, pe undeva, prin zonă? Și am trecut eu și nu l-am observat? Ia să ne uităm, frate. Băi, frate, ce sărăcie pe harta asta, nici măcar mecanici nu au. Băi, ești nebun, ia uite-te, mă. Ia uite cât drum fără service, fără vulcanizare, fără nimic, frate. Uite, de pe aici, iată, uite. De aproape de unde am plecat, ia uite unde sunt eu, de aici. Ia uite, un service. Ia uite, băi, deci n-ai ce să faci, frate, cu ăștia. Deci e pe mod sărăcie rău aici. Da, hai că l-am atins pe gagiu, ești nebun?
Stai că mă duceam pe banda aia altă. Exact ce spuneam, conduceam ca în Europa. Apropo, dacă e vorba de moduri de mașină, nu activați mai multe moduri. Activați câte unul pe cu un singur mod de mașină, că dacă activați mai multe moduri, sunt conflicte între ele. Ca să știți. Nu băgați câte 5-6 mașini, 2, 3, unul singur, un singur mod de mașină. Ce va putea să răci? Dar serios, frate, dar ăștia n-au nici măcar service-uri, mă. Dar ce fac? Își repar singur mașinile? Ce dracu fac? Fac chetă? Habar n-am. Nici pecor nu prea am văzut. Dar hai că mai sunt una pe aici pe acolo. Că de cât ai, că mai găsești câte un peco. Bă, dar nu găsești tu service? Fură cutia miele. Să știi că da. Oi, frate, băi, firea aia, dracu de oglindă. Băi, oglinda aia, nu știu ce face, frate. S-a agață de camioane, mă. Ia uite-l pe ăla. Băi, eu sunt cum un siu, eu sunt bat. Dar ăla ce dracu caută, bă, prin iarbă? Pe tăloacă. Băi, ești nebun? Uite, în râpă s-a dus, băi. Băi, eu măcar am rămas pe asfalt, dar la în râpă s-a dus cu bicicleta lui. Opel accidental. Nu, frate, dar eu nu mai conduc Renault de azi înainte, Renault Premium. Zici că are urechi de elefant, oglinzi de elefant. Băi, ești nebun? A sărit în șanță, am văzut ce face. Uite, asta măcar merge pe asfalt. Ăla ce căuta pe acolo, mă? Uite, uite-l și pe ăsta, biciclistul. De ăla direct în șans, direct în râpă s-a dus. Ești nebun? Hai să vedem aici cum facem. Da, cum facem? Frânăm, că altceva n-avem ce facem. L-a păscut, eh? Da, uite ce lac mișto, aici merge de o baie. Ce căcate sunt alea? Balize? Ce dracu? Îs pești? Stai puțin, frate. Că luam indicatorii, ești nebun? Hai, că mi-a rămas un far acolo. Păi ce dracu erau alea, mă, pe acolo? Care plutesc acolo? Băi, ce dracu sale? Că sunt deja curios și eu. Voi ăștia pescarii Europei, să-mi spuneți și mie ce dracu sale? Îs pești sau ce dracu? Capcane pentru pești? În loc de șoareci? Ia uite cum facem, băi. Să spăl camionul? Să știi că nu e idee rea. Apa e numai bună pentru camion. Ia uite. Dar ce dracu face la poze, mă? Băi, m-am uitat la ceva ce e o raritate pe pământ și n-am văzut eu. Serios, frate? Ai văzut la un saur cățărat, cocoțat acolo, frate? Cocostârcu. Băi, dacă știam, făceam și eu o poză, dar uite că nu m-a dus minte. Băi, ești nebun? S-ar putea ca aici să avem semnal la telefon, uite un releu. Băi, ești nebun? S-ar putea să prind și GSP-ul. Mamă, ce periculos sunt bicicliștii ăștia. Pe cuvânt. Deci mare, mare atenție la bicicliști pe aici. Poate i-a croșați. Eu trec razam pe lângă ei. Că, na, vorba aia.
Eu mă știu cu camionul ăsta de o viață întreagă. Gata, frate, depășire, sistem turbo activat. Băi, ești nebun, ia uite ce merge. Păi, am rupt Normandoa. Frână. L-am văzut pe gagiul, l-am văzut cu coada ochișorului. Hai cu o depășire. Dar am făcut o depășire, n-ai văzut? Opa, 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 că mă uitam în chat. Pleacă turbo fără tine. Dar să știi că a luat-o înaintea mea, ești nebun. Ce dracu a fost aia, frate? Băi, ăla cred că a fost un indicator. Da, oricum nu mă uit eu după ele. Să uite indicatoarele după mine, ești nebun. Multe se întorc după ce trec eu. Bă, iar ăsta la ce dracu face poze? Bă, stai, mâncați așa frățelul. Dar la ce dracu face? Bă, stai puțin, bă. Bă, mă roade curiozitatea. Nu mai pot să mă... să conduc. Stai, mă, merge cu camera zero înapoi la gagiul ăla. La ce dracu se uita ăla, mă? La ce dracu face poze, mă? Ia, hai să stăm și noi. Ia uite-l, frate. A, la avioane, frate, prima oară m-am gândit că face la, cum se cheamă, la ciori. Dar nu, frumos, frate, uite. Băi, să nu zici că ăștia s-au oprit din cauza mea. Hai, dă-te, dracu, că puteai să treci. Băi, să mor dacă nu. Bă, așa-s de invidioși unii pe mine. Fac orice, mă, fac orice să mă reclame. Voi vedeți? Păi tipul ăsta nu putea să treacă. Acum pe bune, trebuia să tragă ușor, dar finuț, tare de volan și trecea, da, da. A numit, frate. A văzut că camionul e inscripționat cu Suceava, ro, alea, alea. Abonați-vă, dați subscribe. Ah, mamă, dar e bine acum. Da, camionul e personalizat, da. Uite și motorul. Motorul e ca și proprietarul, frate. Încăpățâna face numai ce vrea. Merge când vrea, cum vrea. Ce drăguț este nevoie pentru a juca pe mapa asta? Nu știu să spun, Nicolae, mă jur. Chiar nu știu. La DLC-uri habar n-am. De ce pizza e rotundă și se pune în cutie pătrată, apoi mănânci în triunghiuri? Ca să-ți fie poftă, Nico. Să ai poftă. Eu chiar am mâncat pizza înainte de live. Deci să-mi fie de bine, știu. Știu, să-mi fie rușine. Dar cu stomacul plin, știi ce zic? Stau cu burta la bec acum. Nu, sunt în Indonezia. E ceva mai tare decât Anglia. Anglia e minciună, frate, pe lângă Indonezia. Mă jur dacă nu. Aici senzații tari, frate, indoneziene. Am zis corect? Ai, îmi vine să râg eu acum, am băut suc. Și după pizza. Mamă, ce bine e. Oh, să-mi fie de bine, știu. Ok. Hai că nu mai vorbesc despre mâncare, că vă fac poftă. Eu cu stomacul plin, deci la mine nu e problema. Acum am mâncat o felie de pizza. Pe ce să fac? Vă și o bere? Nu, beau suc, nu beau. Iau pastile. Iau pastile, acum. Din cauza dinților. Mai am vreo doi dinți în gură și pe aia trebuie să-i scot afară. Și aia mă părăsesc. Pe aici trebuie să virez ceva, nu? Tot e ok, nu? Mai am încă 150 de kilometri. În cât timp îi fac chat? Rapid, rapid, spuneți rapid, în cât timp fac încă 150 de kilometri, ești nebun? Dacă am făcut până acum 350 de kilometri într-o oră și 15 minute, 150 de kilometri în cât timp îi parcurg? Hai să vedem.
A, nu, nu, am greșit eu, frate. Stai, că am făcut de-abia 300 de kilometri. Era de 460, dacă nu, nu? 430 sau de câte dracu era? În fine, nici eu nu mai știu. 10 minute pe naiba, eco. Dacă am făcut 300 de kilometri într-o oră și... 300 fix, da, să spunem. Încă 130 în cât timp îi fac. A? Îți dai seama că îi fac în 20 de minute. Mai bine, jumătate de oră chiar. Și mai ales, uite-te ce trafic am în față, ești nebun, uite, o coloană. Băi, firea aia dracu să fii tu acum, mi-ai ieșit în cale. Copacul, copacul, copacul. Mamă, ce l-am evitat. Să mor tu că m-ai lăsat în depășire. Băi, eu nu v-am zis că eu am banda mea? Eu v-am zis, nu? Dar voi nu m-ați crezut că eu am... Eu circul pe banda proprie. Băi, l-am atins... Băi, oglinda, dracu. Băi, cu oglinda, mă. Băi, cu oglinda ai atins pe toți, ești nebun? Mi s-au pornit și avariile de la accident. Uite, băi, frate. Băi, și ăsta din fața mea a pus frână, ești nebun? Dacă nu vrei să ai probleme cu donții, nu mai fuma asta, pâine. Cu dinții. Dar nu e de la fumat, Dani. Renault accident? Nu știu, habar n-am. Ați văzut vrei accidente pe aici? Iată? Nu, acolo au fost doar cu oglinda. Un mic incident, nu aș putea numi accident. Serios acum, e accident dacă atingi cu oglinda? Eu nu cred. Da, da, am înțeles, Dani, la urmă. Nu, nu-i problemă. Băi, iarăși, frate, băi, mor cu motorizarea asta. Uite, bă, pe cuvânt, uite, cu 20 la oră merge asta. Cum dracu să nu-i depășești, frate, dacă e coloană mortoară? Ia să vedem. Hai că-i dăm, îi dăm bice la carice. Vine din față, iarăși frânezi, băi. Zici că-i vorbit prin stație, frate, să se întâmple ce se întâmplă. Dar acum nu mai am demaraj, na, vine din față, ești nebun. Băi, ești nebun, iar vine din față. Băi, ori el, ori eu. Hai că am câștigat eu. Firea, băi, ați văzut cum s-a aruncat în față indicatorul? Să mor dacă ați... Băi, ați văzut? S-a aruncat direct în fața mea indicatorul. Băi, deci eu am încercat să-l evit. Băi, dar indicatorul? Sinucigaș de felul lui. Băi, s-a aruncat. Băi, n-am avut cum să-l evit. Ați văzut că am frânat. Dar nu s-a oprit la timp. Na, ce să-i fac? Mă jur, chiar nici nu mai știu ce să, cum să mai conduc, frate, pe mijlocul drumului se merge, să-i văd din timp. Te salut, Daniel. Daniel, ai fost martor, nu? Ai văzut? Te prind ca martor? Ce zici? Te bagi? Băi, am nevoie de martor aici, că eu aici n-am ucis eu, frate, cu vină, înțelegi? N-a fost vina mea, el s-a aruncat în fața camionului, ce să-i fac, frate? N-am avut timp de reacție, n-am mai știut, am pus frână, nu s-a oprit.
Prea rapid s-a întâmplat totul. Derulați înapoi dacă nu mă credeți. Aveți indicatorul mai repede ca tine. Așa cu indicator. Ați văzut și voi, nu? A sărit pe biroul meu. Băi, deci nu... Nu, e în real ce pățesc aici, ta, frate. Și indicatoarele se aruncă în fața mea. Aleargă un strâmb mai repede ca... Păi el stătea pe marginea drumului, doar l-am văzut din timp. Și ce să vezi, când am ajuns în fața lui, uite cum e indicatorul ăsta, uite, îl vezi? Păc, ați șnit în față, frate. Băi, dar l-am văzut cu coada ochi, eu mă uitam în partea aia altul un pic, știi? Și când ia să vedem ce face ăla, stă pe loc, băi, și-a sări, mă. Băi, doar pe aici nu sunt treceri de pieton, nu e nimica. Știi ce zic, nu? Băi, dacă era treci pieton, da, era vina mea că nu i-am acordat în prioritate la indicator. Nu i-am acordat atenția cu venit. Băi, cred că s-a simțit urât, frate, că l-am ignorat. Băi, el ditea mai indicatorul pe tot drumul ăsta, un singur indicator era, frate, și eu am întors capul în fața lui, mă. Băi, să fie rușine, uite, la asta nu m-am gândit, frate. Deci asta a fost o insultă. O insultă la indicatorul ăla. Hă? Ce zici? Eu cred că asta e unica explicație logică la ce s-a întâmplat, altfel nu-mi dau seama. Ce-o fi zis? Ia, uite, dracu, s-a ajuns și ăsta. Frate, nici nu mai e cu nasul pe sus, nici nu mă bagă în seamă, nici nu se uită la mine. Firea aia, dracu, las ca să mă vezi-o. Și poc, s-a aruncat în față, s-a plecat, s-a lăsat pe parte numai. El bețiv de meserie, știi, nu putea să stea drept. Ați văzut că oricum el nu stătea drept acolo. Stătea câș pe o parte, știi? Era rău, amețea. Și s-a dus, frate, na, dacă eu... Nici eu nu eram atent la el, eu am crezut pe bună dreptate, frate, că l-ai țapă, nu l-ați... E băț, știi? Stă ca bățul. Dar de unde? Dar nu fac discriminare, eu n-am zis că ăla e roșu și ăsta e galben sau ăla era verde. Dani, chiar n-am făcut nicio discriminare, chiar uite, n-am fost nici rasist, frate, că nu m-am luat de culoarea indicatorului, da? Deci, rasism e atunci când te iei de culoare, da? Băi, eu n-am zis ce culoare era, caput, deci ai, rasist nu sunt, da? Discriminare n-am făcut, că aproape pe toate le-am luat până acum, indicatorile. Am mai scăpat vreo 2-3, că eram atent la ele, dar... La ăsta chiar a făcut-o rău de tot, frate. Mi s-a aruncat exact în mijloc. Ieșea piciorul din ureche. Da, poate mai aud mâine, păi mâine, că-s rasist, pana mea, că m-am luat de culoarea indicatorului. Nu m-am luat, frate, că nici n-am băgat de seamă, nici nu m-am uitat după el. Hai că facem o depășire aferentă. Tot timpul cel mai bun depășiri care mi-a ieșit mie vreodată au fost în curbă. Băi, ești nebun, uite. Zboară, puiule, zboară. Exact ca în reclamă. Mama mea, exact ca în reclamă. M-a aruncat camionul în aer, ești nebun. Ce dracu se aude? Să mor dacă nu. Ce dracu a fost urletul ăla, mă? Ești nebun? Bă, aud sunete ciudate, ești nebun? Bă, iar lăptăria asta. Bă, ești nebun? Eu nu cred că au lapte ăștia sau combustibil în alea. Cred că e rahat, frate. Bă, eu cred că e plină de rahat. Mă jur dacă nu. Bă, s-au cucat ăștia în draci. Au dat în diarie toți din zona asta. Ia să vedem ce... Ce omoare pește? E rahat, frate. Numai rahatul poate să omoare pește. Cu 10 km la oră? Remorca dacă o pot arăta, dar nu știu dacă m-am ceva alinuș pe dânsa. A, uite bă, frate, că încărcătura nu m-a părăsit. E tot cu mine pe drum. Băi, să-mi dea Dumnezeu sănătate, uite. Nu e așa că arată bine? Incredibil încă.
Bună întrebare, Andrei, asta mă întreb și eu. Cel mai bun pe single player, știi? N-am concurență aici, iată. Crede-mă. Cred că pe ăla l-am atins. Cred. Încă nu sunt sigur. Te mai salut odată, Radu. Dacă tot îți place să te salut, te salut de câte ori dorești. Te salută, Claudiu. Dacă mai fac o cursă, dar una mai lungă, frate, că asta a fost curtă, rău. E prima cursă obligatorie, ești nebun. Și da, stai puțin, că mai am încă 98 de kilometri. De-abia am făcut încă 60 cât am făcut. Deci, în două ore faci 400 de kilometri. E superb, ce să mai... Impecabil. Se circulă perfect. Ca și în condiții de iarnă. Te salut, Cristian. Tot la Electra cu volanul? Na. Dar tu chiar crezi că eu am grijă indicatoarele? Le-a spus acolo, frate, pentru începători, că eu știu drumul. Mie nu trebuie indicatoare. Eu știu care e banda mea, ce trebuie să fac pe ea. Deci, a ales la amatori. Eu șofer profesionist. Aia fire aia, dracu. Acum am intrat în depășire, trebuie să aștepți. Aia fire aia, dracu. Stai că mă duc pe aici și depășesc. Băi, fire aia, dracu, să fii. Dar eu mă băgam pe contrasens, frate. Putea să mă omoare careva până acum. Ești nebun? Din cauza la... Băi, cum face remorca? Băi, vedeți? Pe oglinda aia? Băi, frate, cum sărea remorca? Ești nebun? Băi, ăsta e indicator. Ce emoție am tras aici, atâta. Uite un șofer de duminică, frate, a ieșit cu remorca la plimbare. Să mor dacă nu. Păi nici să mă plătești, frate, nu-ți merg cu remorca goală, ești nebun? Asta e insult adusă mie, frate. Păi cum să faci așa ceva, frate, să scoți remorca la plimbare, mă? Băi, mai degrabă scoți câinile, pisica, dar nu remorca goală. Stai, mă, că nu dau un indicator, ești nebun? Ce este acela track, mă, pă? Platforma pentru a juca multiplayer, Andrei. Pentru multiplayer trebuie să ai jocul activat pe Steam. Dacă ai jocul cumpărat și activat pe Steam, poți juca multiplayer de pe trackers, mă, pă. O plimbă lesă. Băi, dar ce cu curba asta așa nasoală aici, ată? Bă, asta e concepută ca să-i dea dificultate la Renault, ești nebun? Băi, greu cu Renault la deal. Dar drumul nu e drept. Eu nu merg după drum, știi? Și după bătaia vântului. Și vântul îmi influențează foarte mult stilul de mers. Depinde de unde și cum bate vântul. Un like, un indicator drept. Dacă mai merge tirul, da. E zmeu, frate, e zmeu tirul ăsta. Să mor dacă nu. Nici nu mi-am dat seama ce poate dita mai Renault Premium. De aia se spune Premium, frate. La cât de cum se cheamă? Perseverent, da, uite, frate, nu se lasă deloc. Deci chiar îmi place foarte mult. Are personalitate, nu glumă. Hai, frate, cameo de bea urc. Băi, a murit motorul, ești nebun.
Da, exact unde trebuia să moară, ești nebun? Exact, uite. Chiar în rampă. Nu putea la vale să moară. Moare când e greu. Te salut, Vlad. Te salut, excelent. O să mai joci cu Scania cel mai nou model? Da, da, o să mai joc, Darius. Bă, ești nebun cu Antea? Băi, eu cred că cutia are damage. Ești nebun? Cât costă jocul? 5 euro. Câte ore am? Păi azi am avut 8 ore. Mâine tot 8 ore am. Adică de luni până vineri am câte 8 ore pe zi. De ce? Da, la mine e mișto, știi? La mine în clasă, cum să spun eu, nu ne predă foarte mult, știi? Noi trebuie să fim prezenți doar. Oh, hello Santos, hello. Cristiane, poți să-l cumperi de pe Neba, de pe G2A, de pe Instant Gaming, de pe Altex, de pe Mag. De unde dorești tu, de unde crezi că e prețul cel mai convenabil. Băi, de ce dracu tot pe mâna pe bricheta aia descărcată? Eu tot nu înțeleg. 6. A venit șefa. Ce e, Eva? De ce nu mai filmez FS19-le? Pentru că nu mai mă atrage. Eu nu, nu știu, am pierdut orice atracție pentru jocul ăla. Adică nu am nicio tragere de inimă să mai mă joc. Doar sunt multe jocuri faine pe care eu nu le mai joc, efectiv. Eu atâta, numai Euro Truck și Blood of Steel joc. Deci nu mai joc nici SnowRunner, nu mai joc nimica. Noroc de live-uri că mai joc Turist Bus Simulator. Am mai zis că mai fac live cu... Ai că am intrat în asta direct. Ați auzit și voi cum. A sunat ca un nou corcet. Am mai zis că mai joc Fernbus, poate Bus Simulator 18, dar... Nu mă atrag deloc. De unde, Cristian, ești, ne ziceam? Poate ești vecin cu mine, de bloc, ești nebun? De-aia te întreb. Ca să știu, să mă ferez de tine. Că oricum știu că ești periculos. Dar vreau să mă asigur că nu, că ești vecinul. Dacă vrei, poți să cobori până la mine, la partier. Asta e în Bosanci, e ok atunci, las că e mai bine așa. Acum pe timp de pandemie nu avem voie să ne întâlnim, știi ce zic? Poate după. Mamă, ce mă ia somnul și pe mine, pe cuvânt. Mai am 60 de kilometri. Bă, ești nebun, parcă nu se mai termină. Oricum, sincer, vorbind, harta e mișto. Mie mi-a plăcut destul de mult. Că n-am avut răbdare să stau în curul oamenilor. Păi tot traseul mâncați așa frățelul tău, scuzați-mi limbajul, dar tot traseul a fost în 50 de kilometri la oră, ia uite-te, și acum tot. Deci nu știu dacă am văzut porțiuni de 70 sau de 90 limita. În rest, 50-60. Cred că numai 50. Cred că nu s-a mișcat de acolo. Păi ești nebun, dar cât poți să mergi cu 50 la oră? Vorba aia, mor copiii acasă de foame, ești nebun?
Sau moare motorul pe drum. Te salută, Toma. Băi, vine careva, bă, vine ăsta, băi, n-am ce să-ți fac, asta e, mai dăm damage, vorba aia, trebuie să ajungem la destinație. Am vrut să mă bag acum prin stânga să-l depășesc, dar am văzut indicatorul. Și mi-am văzut aminte ultima oară ce am pățit cu un indicator, așa că stau departe de ele. Mulțumesc frumos, Ionuț. Ah, mamă, ce mă ia sună. Indicatorul vieții, da, să știi că da. Opa. În ce țară? În Indonezia. Ăsta dacă pune frână, eu-s papa, frate. Uite că mi-a lăsat loc unde să mă întorc pe bandă, ești nebun? Băi, am zis că vine mașină din față. Că dacă nu depășeam, aveam demaraj, aveam tot ce trebuie la mine. Băi, ce țapă mi-am luat cu camionul ăla, băi, pe cuvânt. Ce țapă mi-am luat. Uite, uite cât tip aveam, îi depășeam pe amândoi și mai aveam timp să beau și cafeaua la sfârșit. Acum unde dracu să mai mă bag, că l-ating și pe ăsta și pe ălalt. Băi, frate, dacă ăsta ce fac? Mă bag pe aici, atât, dacă pot, pot, dacă nu, tot bine. Uite că am reușit. Băi, când l-am văzut pe ăsta așa mare, pe mijlocul drumului, ce dracu fac? Te salut, Aline. Ce să se întâmple, Andrei? E bine totul. Te salut, Aline. De ce să te sperii? Dar cum îmi fac card că am 14 ani? Dar nu trebuie să-ți faci card. Cine ți-a cerut ție card? Ai cu un cad de like-uri, e mult cristiane până la un cad. Doar dacă adunăm live-urile împreună. Păi ce să spun, plimbare plăcută, Andrei. Băi, ce-a fost asta? Că eu mă uitam în cea, dintr-o dată am văzut ceva alb pe marginea drumului. Nici n-am apucat să reacționez. Doar am tras-o mai tare un pic de volan. Te salut, Darius. Nu, dar oricum, eu vă spun, Renault ăsta a fost șmecher rău de tot. Pe cuvânt, o să vorbească lumea despre el, intră în istorie cu live-ul ăsta. Deci Renault Premium o să-și cumpere tot românul, frate. Tu ce făceai când nu-ți mergea o hartă? Nu mai încercam să o fac să meargă. Luam alta.
Deci renunțăm. Dacă nu vrea să meargă, nu merge. Asta e alta. Băi, serios, asta merge chiar cu 50 la oră. Băi, am și o răbdare, de asta îmi punem la încercare, să mor dacă nu. Bă, treci înapoi. Nu scoate capul că... Țin prea aproape de el și nu văd acum să depășesc. Na, mai vezi ceva? Băi, văd acolo niște tiruri, ceva, dar... O, am descoperit Manu, mă, băi... E ceea ce mi-am dorit toată viața mea. Cred că astea au fost cele mai bune depășiri ale mele. Din tot live-ul pe care l-am făcut acum. Să mor dacă nu. O, bună trică. Băi, ești nebun, uite acum la urmă cum fac depășirile. Băi, exact ca manual, mă. Exact ca manual. Cum am învățat la școală. Băi, dar până acum de ce nu a fost posibil? Am dat de indicatoarele alea sinucigașe, care mi-a distrus toată karma. Ești nebun? Tot zenul, frate. Eram un zen, nu alta. Până când am ucis indicatorul. Te salut, Bogdane. Trebuie DLC-uri pentru asta? Nu cunosc. Am mai spus, nu știu. Păi comandă-l din Baltex, din Media Galaxy și plătești la curier. Nu-ți trebuie card, nu-ți trebuie nimica. Na, vezi? Vezi că ți-am zis-o pe asta? Nu trebuie neapărat să-l cumperi de pe, cum se cheamă, din spațiu online, știi? Îl comanzi, frate. Ai auzit de EMAG, nu? Uite pe EMAG cât costă, Euro Truck Simulator 2, na. Sau un Altex, iarăși poți să vezi. Bogdane, da. Da, mai am încă 21 de kilometri, ești nebun? Asta mai înseamnă că... Cât, 30 minute, 15 minute, oricum... durează. 10 minute oricum, n-am cum. N-am cum, deci. Vezi că mănâncă zilele ficații traficul ăsta. Nu vezi? În localitate, în afara localității, e același kilometraj, 50 la oră. Ăștia setați, ăștia nu știu de altceva. Băi, na, du-te în spanac, frate, cu accelerația ta și cu tot. Camion mort ce ești tu acum la urmă. Băi, mi-a murit, frate, în depășire. Băi, dacă ai pomenit așa ceva. Paysafe, da, poți să cumperi de la orice magazin. Aproximativ, scrii Paysafe Cristian și vezi unde, la tine, în Bosanci, acolo unde găsești. Că sigur găsești pe la magazine prin Bosanci. Salutare, Alex. Te salut, Luca. Dacă scrii Paysafe Bosanci, Suceava, o să vezi că ți arată la magazinul lui Leana, lui Costel. Că așa sparg că denumirile pe acolo. Sau lui Cireașa de din vârf. O știi tu pe aia, care e un gard cu mătra lui Petrușcanu.
E, vezi, vezi că știi? Acolo, frate, găsești PaySafe cardul. Și cum folosești PaySafe-ul? Îți dă un cod. Tu introduci codul ăla, îți ia banii și pa. Am dat Supernova că m-a lovit la semafor. Foarte frumos, Cristian. Bine ai făcut. Vorba aia, dacă te-a lovit semaforul pe tine, e nasol, frate. Trebuie să-l dai în judecată. Da, să știi că e obosit, Bogdane. A început să se culce pe o parte. De acum, gata. Oh, te salut, Lăcri. Am pasat break 2016 pe benzină. Motor, Cristian. Te salută, gamer. Băi, frate, încă 7 km. Băi, ești nebun. Încă 7 km, mam. Băi, nu-mi vine a crede. Te salut, frățiceni. Băi, nu-mi vine a crede, încă 6. Ea mereu e în scădere, gata. Nebunie curată. Lumea pe live, deja chat-ul a luat o razna, frate. E numărătoare inversă, uite. Și motorizarea, gata, uite. Nu mai vrea, frate. Când vede că se apropie de sfârșit, gata, uite, uite. Nu mai vrea. V-am zis. Se pune de-a curmezișoa, dracu, de camion. Stai, frate, să scot faza scurtă. Din volan. Frate, că mă uitam în chat, nici nu l-am văzut că s-a oprit ăsta. Băi, a dracului, încă 4 km și ăsta... Băi, pe bune. Asta că pe aici sunt elevi, stai să vedem. Băi, ăștia se mișcă sau... S-o fac mișto de mine. Băi, firea dracu, dacă nu vă calc eu pe toți, uite. Băi, băi, ăsta e troll. A, mă, pe bune. Pe bune, băi, la mișto făceau aia petrecere, ești nebun? Bă, o trecere pe ton și pe aia făceau mișto ăștia, mă. Băi, să le mai acorzi prioritate pe trecere pe ton să nu dai, mă. Doamne, doamne, doamne. Băi, cum unii merg tăbătuți cu parul. Service. Service, mâncați așa flățelul tău, am găsit un service. Băi, frate... Era la cuca măcăi. Băi, am dat și peste microfon. Băi, frate, îmi cer mii de scuze. Cred că v-am spart urechile când am lovit microfonul. Băi, ia uite ce intrare au ăștia aici atât. Pe cuvânt, pe tarla, frate. Pe tarla. Băi, ăștia aici au sediu român, aș de-ai mei, frate. Mă jur că numai românii poate să-și facă firma pe tarla. Fără asfalt, fără nimic, ca frate. Intri direct, ca din mlaștină, frate. Ce să mai, nu vreau niciun punct. Du-te, du-te de aici. Băi, no damage, no collision. Ia uitați-vă acolo. Recompensă de bază, da? 436 de kilometri făcuți în 2 ore de live, ești nebun. Pardon. Intru în cartea record, 400 de kilometri, 2 ore. Da, ce să mai. Mă pricep,
Deci eu știu să fac kilometri, de că m-am născut, asta am zis că vreau să fac kilometri, frate. Băi, fac pe bandă rulantă, ești nebun, îi dau așa peste cap. Și asta a fost prima cursă, da? 2 ore, prima cursă obligatorie. Cea mai scurtă posibilă din viața mea pe care am străbătut-o. 2 ore. Păi ești prost, de bea mi-a dat garajul și am făcut cursa obligatorie. 2 ore. Și îmi dă o singură cursă. Băi, ești prost? Aceeași cursă? Băi, ești nebun? Exact aceeași cursă? Băi, să mori în chinuri când mi-ai dat aceeași cursă, ești nebun? Băi, dar știi ceva? Eu nu o fac. S-o faci tu, adică... What? Ok. Da. Eu aici o să mă opresc. Vreau să vă mulțumesc frumos din nou că ați fost alături de mine. Sper să ne vedem și data următoare cu un nou live. Până atunci, vă urez o seară cât mai plăcută să aveți. Pa, pa!